Angajarea rudelor Maie Sandu în funcții cheie la guvern și parlament rămâne în atenția jurnaliștilor. În cadrul unor interviuri, atât șeful legislativului cât și președintele au trebuit să explice cum au ajuns verișoarele șefei statului să fie angajate la stat fără concurs și fără evaluarea competențelor profesionale. Maie Sandu a spus că nu vede nicio problemă în angajarea rudelor sale, iar președintele parlamentului a negat că PAS promovează cumătrismul în politica de cadre. Președinta Maia Sandu a vorbit în premieră despre acuzațiile de cumetrism după ce verișoara sa a fost angajată la guvern în echipa prim-ministrei Natalia Gavrilița. Sandu spune că acesta nu poate fi numit un conflict de interese, pentru că nu ea a ajutat-o sau recomandat-o. Da, ea este rudă cu mine. Este asta conflict de interes? Nu este, pentru că nu eu am angajat-o și nici măcar nu am recomandat-o acolo. Nu ați dat telefon dumneavoastră. Nu am dat niciun telefon, pentru că a fost rugată de doamna prim-ministru să meargă să o ajute în cabinet. Cealaltă verișoară a Maiei Sandu a fost angajată fără concurs în calitate de șef de cabinet al președintelui Parlamentului. Igor Grosu la fel spune că nu Maia Sandu i-a împins-o la Parlament. Domnule președinte, doamna Tatiana Batin, consilieră dumneavoastră, da, este verișoara doamnei președinte Sandu? Vedeți un conflict de interese? Cu mine nu. Nu. Ea este un profesionist și eu am invitat-o. Este o persoană competentă, experiență, de care eu am nevoie în Parlament. Dar știți că sunteți acuzat deja de cumătrism, că ați adus toate neamurile. Angajări care au trezit suspiciune au urmat și la Ministerul Justiției. Acolo noul ministru i-a oferit fotoliul de consultant pe comunicare unei jurnaliste specializată în domeniul sportului. Întreba dacă nu era cazul ca aceasta să fie supusă unui examen, înainte de angajare, Litvinenko a răspuns că a angajat-o pentru că are încredere în ea. Atunci când vreau să ne spuneți dacă noul purtător de cuvânt sau noul comunicator al Ministerului de Justiție a fost ales în bază de concurs? Nu, este persoană de la cabinetul ministrului, este pe baza încrederii. În cazul meu, în baza încrederii mele. O altă angajare cu iz de scandal a urmat la Ministerul de Externe. Acolo, în cabinetul noului ministru, a fost angajată Corina Musteață, care, potrivit mai multor surse, este iubita a deputatului PAS, Eugeniu Sinchevici. Odată cu instalarea noi guvernări, trebuie să vorbim de verișorism și concubinism. Pentru că vedem că încă n-au reușit bine să preia puterea și deja Maia Sandu și-a numit rudele verișoarele în funcții importante, dar și alți lideri și numesc tot felul de, iertați-mă, persoane care nu ar avea probabil căderea să ajungă în asemenea funcții. Deși odată cu preluarea puterii, cei din PAS au promis să angajeze la stat și persoane din diasporă, până la acest moment nu a fost anunțată nicio angajare a moldovenilor profesioniști care muncesc în afara țării.